Calciul de la compania Grenoord, care este pe bază de lecitină de soie și se absoarbe 100%. Vă salut, dragii mei, vă salut, dragile mele! Suntem în spiritul de sărbători. V-am povestit în filmulețul precedent despre îngrijirea tenului, dar bun venit la canal Frumuseții Vârste Elegante. Sunt Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Și dacă nu v-ați abonat, vă motivez să vă abonați, căci este un canal anti-age, un canal pentru persoane după 35 de ani, dar și pentru copilași și pentru adolescenți. Și cum v-am promis, să vă sugerez câteva idei, să vă motivez și să vă spun ce fac eu pentru ca la sărbători să mă pot îmbrăca într-o haină care îmi place, să pot încălța tocuri și să mă simt bine în pielea mea. În primul rând vreau să vă zic că mi-am cumpărat o minge nouă, o minge, mingea care mereu o vedeați, care eu mă ocup acasă. S-a uscat, deoarece toată vara nu m-am ocupat cu ea, iar acum când a venit timpul să o înf, pentru că nu era înflată, am văzut că era spartă și am aruncat-o. O minge care mi-a ținut 8 ani de zile, care mi-a făcut-o cadou ginerii meu. Ginerii meu este antrenor de soccer în Canada și zic salut, salut, Slavic, și îți doresc mult succes și chiar mă gândeam să arunc mingea aceasta sau nu, să nu o arunc, dar am aruncat-o și zic vroiam să o țin ca amintire. Și m-am dus la magazinul de sport și mi-am luat o minge de basket, fiindcă aceea era de fotbal, dar aceasta e de basket și manualistul mi-a recomandat să-mi iau, uite așa, o minge, foarte frumușică. Și fiindcă mie îmi plac exercițiile pe minge, uite, le vedeți, vă las să vedeți ce exerciții fac pentru minge, fac exerciții pentru spate, fac exerciții pentru zona cervicală, pentru fese, foarte bine, fiindcă acum, în perioada rece, mai mult stăm pe scaun, nu prea ne mișcăm așa mult și pentru vârsta elegantă este foarte util și folositor de a lucra cu articulația coxofemurală. Este doamne m-au întrebat cum mențin eu verticalitatea sau cum mă țin așa în tonus. Vreau să vă spun că permanent iau calciu, calciu care este o sursă profilactică pe produs care îl iau de la 35 de ani, dar acest calciu de la compania Grenoord pe bază de lecitină de soie este nanotehnologic și se absoarbe 100%. Este un gram, eu iau un gram cu nutrienți de acest calciu, dar în rest cu alimentația iau calciu cu semințe, semințe de in, mac, prune, lactate nu prea, iau soie și cam atât, cam așa sursa mea de calciu se limitează în produsele acestea. O să vă las în descriere filmulețele care amestecul care normalizează disfuncția hormonală, căci m-ați întrebat și cineva nu a văzut filmulețul acesta, dar mai am și niște instrumente. Instrumentul cel mai care l-am înnoit acum este cercul, îl vedeți. V-am arătat și în primăvară exerciții cu acest cerc și vă spuneam că anul trecut, iarna, am adăugat în talie
Ca de obicei, talia mea este 79-80, dar anul trecut am adăugat până la 84 și în vară, când am fost în Canada la copiii mei, mă antrenam cu cercul. Undeva o perioadă, septembrie și octombrie, am mai lăsat, așa să zicem, și acum iarăși am revenit, fiindcă am văzut că talia mea a revenit la normele ei, 79-80, și era foarte cald, dar acum am revenit iarăși la cerc și dacă făceam câte 100 într-o parte și în partea stângă nu puteam face, acum m-am antrenat și fac 150 rotații pe stânga și 150 rotații pe dreapta și este super, super, super și o să vedeți cum talia mea a scăzut. Căci instrumentul meu este și, iată, această lentă care mereu îmi controlez și stau de veche. Stau de veche. Pentru coloana vertebrală, căci eu foarte mult mă mișc, eu mă mișc, afară este răcoare, merg pe tocuri și v-am prezentat un filmuleț cu produse cu un balzam de la Tide Power, care îmi făcea soțul masaj la buleraș și mai am aici un stick pentru buze, pentru antiviral, antirăceală, care conține minte, conține uleiuri, dar el nu știu de ce... Eu îl folosesc ca masaj pentru zona lumbară. După o zi de lucru, după plimbări, după sport, îmi fac masaj la coloană vertebrală. Apoi îmi aplic centura cu turmalină, care la fel vă voi atașa în descriere link-ul cu produsele mele din turmalină. Iată, acesta este brâul meu de turmalină, electroforeză la domiciliu. Eu mi-l aplic după ce mi-am făcut așa un masaj ușurel cu acest balzam. Îmi aplic centura cu turmalină și stau undeva jumătate de oră până se încălzește bine. Iată, aici o suprafață este turmalină. Din coace pot să-l întorc unde este partea cu magnet. O să vedeți și în filmulețul atașat și mă simt bine, mă simt mai plastică, mai elastică, pot să mă mișc, nu am dureri și cam așa sugestiile mele, cum eu mă pregătesc de sărbători în totalitate. Vă aștept comentariile voastre să-mi scrieți ce faceți voi ca să vă simțiți bine în pielea voastră. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și ne întâlnim și la alte filmulețe.